Bună ziua, dați-mi voie în primul rând să vă mulțumesc că sunteți prezenți la acest scurt briefing de presă. Am început o serie întreagă de dezbateri pe marginea legii voucherilor de vacanță care a fost depusă în Parlament. Vă informez că deja Consiliul Economic și Social a dat aviz pozitiv și de asemenea Consiliul Legislativ a dat aviz pozitiv. Asta înseamnă că luni sau marți, că luni e liber, marți va intra în biroul permanent al Senatului, după care legea va intra în procesul legislativ la Senat ca primă cameră. Finalitatea va fi la Camera Deputaților. V-am spus că facem o serie întreagă de dezbateri în toată România. Am început cu Senatul României, unde am chemat toate patronatele, IMM-urile, patronatele din turism, Horeca și Camera de Comerț și Industria României. Feedback-ul de acolo a fost foarte pozitiv. Evident că am început seria de dezbatere acasă la Piatra Neamț și azi, din discuțiile cu mulți antreprenori, cu patronate, toți au fost, cred că unanim de acord, că e o lege foarte importantă care aduce beneficii atât județului Neamț cât și economiei naționale. O să vă spun că eu privesc lucrurile nu ca pe un efort financiar, ci ca pe o investiție, pentru că există un studiu al Academiei de Științe Economice din București, făcut de 3 profesori reputați, domnul Radu Mușetescu, profesor universitar doctor, domnul Cristian Păun, profesor universitar doctor, și domnul Bogdan Glăvan, profesor universitar doctor, care în concluzie vă spun, arată cam așa, la un leu investit într-un voucher de vacanță se întorc în bugetul statului 1,12 lei, se creează între 150.000 și 200.000 de noi locuri de muncă și la un leu investit în voucher de vacanță, aportul la produsul intern brut este 1,51 de lei. Eu le mulțumesc colegilor mei, domnului președinte George Lazar, președintele Partidului Național Liberal Neamț, și domnului deputat Laurențiu Leoreanu, care este co-semnatar al inițiativei, pentru susținerea pe care am avut-o în fața domnului prim-ministru Nicolae Ciucă, cale pe care îi mulțumesc și domnului prim-ministru Nicolae Ciucă pentru susținere. Domnul deputat. Da, mulțumesc, domnule senator. O lege care, în mod corect, pragmatic și concret, vine și arată că Partidul Național Liberal face ceva pentru mediul de afaceri. Domnul senator a venit încă cu ceva timp în urmă cu ideea care a fost filtrată, rafinată, discutată și iată, a căpătat o formă constitutivă prin acest proiect de lege. Eu cred că va aduce un beneficiu important la nivelul întregii economii, la nivelul turismului, dar și a oamenilor de afaceri din mediul privat din România, dar și pentru cei din Neamț. Nu pentru că Neamțul se află în România, am spus mai ales pentru cei din Neamț, din două puncte de vedere. Într-adevăr, pentru că și în Neamț se află foarte mulți angajați în domeniul privat, dar Neamțul este și undeva pe poziția 8 la nivelul județelor care au foarte bine reprezentat sistemul Horeca, sistemul de turism. Și pe cale de consecință, un impact pozitiv îl vom avea și în județul Neamț. Iar aceste lucruri nu pot decât să ne bucure, pentru că dincolo de sprijinul care va veni pentru angajații din mediul privat, această lege vine să elimine și o discriminare. Pentru că de ce ar avea doar cei din sistemul bugetar și nu ar exista o astfel de măsură și pentru cei din sistemul privat, ceea ce legea acum îndreaptă, acest proiect de lege acum îndreaptă, și oamenii vor putea, sunt circa 40% din angajații din sistemul privat care nu și-au permis o vacanță. Iată că această lege vine și le acordă și lor această șansă, iar o vacanță într-un moment oportun aduce o stare de bine, aduce o stare de determinare, aduce o stare de implicare, de sănătate,
astfel încât și eficiența la locul de muncă va fi mai bună și va crește productivitatea. De asemenea, va aduce un plus pentru Horeca, așa cum foarte bine v-a prezentat domnul senator, dar și în secvența economiei naționale va fi un plus, la fel prin precizările făcute prin acele creșteri de 1,12 lei la un leu investit prin acest proiect de lege în, la bugetul național consolidat, dar și la nivelul PIB-ului, pentru că știți că și creșterea PIB-ului impactează prin indicatorii macroeconomici viața socioeconomică a fiecărui român în parte. Pe care de consecință, un proiect de lege care, iată, unanim astăzi, într-o întâlnire pe care am avut-o cu mediul de afaceri din județul Neamț și le mulțumesc antreprenorilor, Camerei de Comerț, tuturor celor care s-au implicat și au fost prezenți la această întâlnire în număr mare, care sigur au dezbătut, au discutat, au luat cuvântul și au arătat că sunt interesați și au apreciat acest proiect de lege pentru faptul că au venit să se întâlnească, să discute cu noi și au apărut și alte discuții și alte idei pe care le vom discuta în perioada următoare. Îl felicit și pe domnul senator pentru că a luat inițiativa să meargă în țară, în general în județele care se află în topul activității turistice din România, că-i Suceava, că-i Brașov, că-i Caraș, că-i Constanța, Baia Mare. Foarte, foarte bun acest lucru, pentru că oamenii trebuie să știe, oamenii trebuie să cunoască, iar din aceste discuții se pot naște și alte idei pe care împreună să le materializăm. Este un proiect care este cu esență liberală, pentru că el nu vine doar să acorde niște drepturi, el vine și să creeze un element de dreptate socială, de eliminare a elementelor discriminatorii și în același timp vine și impactează pozitiv economia și o exigență foarte importantă din această economie și vorbim de turism, care în România se află la nivel național doar la 2,9% la sută față de media europeană care este de peste 4%, iar noi credem că prin această măsură putem chiar să depășim media europeană, să ne ducem undeva către 4,5%, ceea ce înseamnă pe termen mediu un impact pozitiv pentru economia României. Urăm succes acestui proiect de lege pe care l-am semnat, pe care îl susținem și care în timpul cel mai scurt va intra în dezbatere în Senat, unde cred că va trece foarte repede și sperăm, de ce nu, poate până la sfârșitul sesiunii parlamentare să-l trecem și pe cameră, iar undeva în septembrie-octombrie să fie și promulgat de președinte, ca odată începând cu anul 2024 să fie și implementat la nivelul mediului de afaceri din România. Vă mulțumesc frumos! Domnul președinte! Da, bună ziua, vă spun și eu, distinși jurnaliști din Neamț. Felicitări, Eugen, o spun și în fața presei, pentru că e un proiect de sorginte liberală, e un proiect care impactează în primul rând mediul privat, ceea ce este extrem de important pentru o economie națională și sigur și pentru o economie județeană sau locală, pentru că mediul privat este cel care ține sau este motorul economiei și a aducerii de bani în plus în bugetele locale, județean sau național. Cred că acest proiect are trei componente extrem de importante, așa cum au spus și antevorbitorii mei. Pe de o parte se adresează persoanei, omului, pentru că politica liberală în general este o politică care se adresează cetățeanului. Și punem omul, persoana, pe primul loc în politicile pe care noi liberalii le construim în România și inclusiv în județul Neamț. Astfel ajungem ca aproximativ 4,2-4,4 milioane de persoane care lucrează în mediul privat să primească aceste vouchere de vacanță de 1450 de lei fiecare, bani care se vor, de care se pot bucura în sensul de a-și petrece o vacanță sau un sejur în diferite localități sau în diferite locuri din România cu potențial turistic. Doi, în afara faptului că impactăm pozitiv pe cei care lucrează în mediul privat, impactăm pozitiv bugetul național, pentru că această sumă de bani care va fi acordată din bugetul consolidat al statului către aceste vouchere de vacanță, practic se vor întoarce în plus bani în bugetul consolidat al statului și trei, la mână foarte important, tot ceea ce înseamnă domeniul Horeca, tot ceea ce înseamnă domeniul turismului și domeniul conex al turismului vor avea un impact pozitiv, pentru că și noi aici, județul Neamț, suntem pe harta turismului în România. Sigur, nu cred că suntem pe un loc fruntaș așa cum ne-am dorit astăzi, dar cu o gândire, zic eu, într-un exercițiu cu
mediul privat împreună cu specialiști care înseamnă peisagistică urbană sau județeană, cu autorități publice locale sau județene, putem gândi un program pentru următorii 8, 10, 12 ani pentru județul Neamț, de a-l pune pe harta turismului și de a aduce investiții substanțiale în județul Neamț pentru a fi într-adevăr un județ turistic în care să avem adresabilitate pentru, atât pentru compatrioții noștri, pentru concetățenii noștri din alte județe sau în alte regiuni ale țării, și de ce nu și pentru cei care vin din străinătate. Deci, acest proiect inițiat de domnul senator și de colegii deputați parlamentari, toți cosemnatarii acestui proiect, este un proiect care impactează, zic eu, extrem de eficient atât economia României, atât sistemul privat din fiecare județ în parte, cât impactează în mod favorabil și persoana, omul, pentru că acolo trebuie să țintim politicile pentru fiecare persoană în parte. Doresc colegilor parlamentari succes în dezbaterea proiectului, atât în forul Camerei Superioare, cât și în forul Camerei Inferioare, adică la Camera Deputaților. Și sperăm că în acest an proiectul va avea parcursul în Parlament care și-l doresc inițiatorii și începutul anului 2024 să ne prindă cu această normă legislativă deja votată, promulgată și să producă efectele pe care și le doresc inițiatorii. Vă mulțumesc frumos! Întrebări dacă aveți? Banii aceștia vin direct din bugetul de stat, nu vorbim de duși.